Na, ne rog, mă dragi și bine v-am regăsit la un nou clip. Postăm după aproape 3 săptămâni de pauză în care n-am avut sincer niciun chef să postez. Nu, deci, pur și simplu, n am avut chef de absolut nimic. Dar nu e nicio problemă că revenim acum în forță. Mă, ideea că n-a 3 săptămâni în care n-am postat, s-au întâmplat foarte multe. Uh, am ajuns să facem Hydra, Melee, o să vă pun secvențele pe ecran să vedeți cum s-au făcut Hydra și melee -ul și am ajuns să fac un nivel 110, să-l echipez, să-i fac cu Zodiac plus 8, asta le-am cumpărat noi dată cu 12 bon și le-am făcut acum plus 8, ideea e că le-am făcut cu zeu, nu am avut să dau manual în ele și m-am pescat cu zeu și au mers destul de repede. Uh, Papuș plus 8 am mai făcut în schimb o pereche de smaralz plus 8 care au mâncat aproape 600 de blesuri, nici dacă stau și mă gândesc mai bine, cred că urmă cam mai mult de 600. Da, mă rog, e relevant asta. Uh, rest, echipamentul care l-am avut și înainte. Bun, acum, ideea este în felul următor. Nu avem cine știe ce buget, mai avem chestii pe shop, dar o să ținem de bani la noi pentru că avem sticla pe ninja. Așa că o să dau eu niște bani pe ninja. Să vedem în ce putem să investim puțin. Ideea este că nu avem absolut nimic ce se poate vinde, adică chestii pe shop avem. Avem foarte multe chestii, dar că nu se vând. Bun, o să transfer toți banii ăștia pe Ninja și revenim cu banii de pe Ninja să vedem ce putem face cu ei. Bun, haide că am revenit și din bazar. Ideea este în felul următor, că nu știu în ce să investim banii. Vreau să mă uit acum cât costă granatul ăsta. Mamă, s-a dus într-un von. Ok, și Safirul... Mm, safirul e mai ok să-i spun. Să vedem onixu, ul onyx, -ul mamă, nu sunt antice. Văd că cineva a dat în ele. Sau poate chiar nu sunt pe piață. Uh, mă gândeam să dăm în safirele astea câteva. Să vedem, hai să vedem cât e legendarul. 2.59, o să iau niște antice, nu știu cât o să iau. Uh, o să mă pun să cumpăr acum și să vedem, nu vreau să iau de toți banii, deci o să mai rămân să sperăm măcar vonul ăla. Ideea e că pe shop, cum am zis, avem chestii, doar că nu se vând, nu se vinde nimic, este perioada de concedii, de vară, când imediat începe vara și toată lumea i- îi... nu se mai joacă. Bun, hai să vedem scoatem, bine, nu avem o eșoare, un legendară, hai să vedem, poate scoatem un mitic. Hai să vedem miticul. A ieșit mitico, Da, ne-am dat gherla. Uh, nu mai am. Nu o să mai bag că nu are rost. O să-l pun pe, pe shop, pe, sura. Nu o să mai dăm, o să vedem ce facem. De -aia, cum am zis că nu avem ceea ce să facem pentru că în mare parte am ținut ninja la crescut. Am făcut aia, ba, aia, cum am spus, am făcut hidra. Hai că am pus și asta pe shop, mă. Ideea e că, cum am spus, pe shop avem chestia. Avem ribul ăsta la 10 voni, care este adus de pe temporar. Uh, are o abilitate 11 pe 5 semi, 10 pe 2. critică. Nu știu dacă ăsta e prețul lui de 10 voni, dar dacă e, nu, no, să fie. Avem aici o armură cu mobi care na, e nu-i cine știe ce. Și mai avem arcul ăsta zodiac care nu e al nostru. 41 medie, 5 pătrundere, pe 6-7 are tare împotriva pietre metin și 2 putere metin. Ideea e că e 6 de voni mi-a spus... Uh, proprietarul mi-a zis să-l pun 600 de voni, adevărul e că nu știu dacă costă chiar 600 de voi, dar eu zic că s-ar învârti pe aici. Are 20% element, deci e bun de hidra. Am a... nu știu ce să zic. Ideea e că vreau să încercăm să facem hidra cu Ninja. Numai că pe Ninja ne lipsește în momentul de față un pet cu, cu adica Adică petul avem. Avem petul însoțitorul, na, nu, avem însoțitorul doar că ne lipsește vânătorul de pe el în rest avem uh, și antrenamentul, ne lipsește vânătorul ne lipsește eventual un mini dal, bine, ăla se poate cumpăra de pe item shop, nu e nicio problemă. Ne mai lipsește nici nu știu, o amuletă ceva. Asta medalia eroilor, nu știu cât m-ar ajuta, dar în rest nu cred că m-ar lipsi nimic. Bine, biologul care e mai important că suntem la dinții doar. Dacă toți suntem aici, Uh, hai să ducem și dinții doar că i-am aici. Îi băgăm repede să vedem dacă reușește măcar pe video pentru că globurile pe sura meșoază în ultimul hal. Deci cred că în ultima săptămână dacă am dus, cred că un glob, un glob sau două, nici nu mai știu exact. Eșează foarte mult, dar nu mă pot plânge că la skill -uri a skill-uri reușește foarte bine. Adică am băgat când îmi făceam geul la, cum îi spune, la vârtejul dragonului, mi-a reușit foarte, destul de foarte repede să-i spun. Hai că a reușit și biologul, acum trebuie să mai mergem să adunăm și piatra și să continuăm cu blestemele după. Uh, o să mergem, uh, nu aici stai așa la biolog trebuia, cercetările așa, mergem în Valea oricilor, luăm piatra și ne întoarcem la biolog. Hai că am venit și la orj. văd că cineva a pus o vrăjitoare aici, nu știu dacă pot să o bat de pe ninja, că pe ninja na, nu prea am meci, cine știe cât. Dar încercă, chiar e curios dacă aș putea să o bat, deși cum ziceam nu cred că pot să bat. Uh, licor văd că nu am pus-o jos, dar pun acum. Hai să încercăm să o batem, dar nu știu dacă am drop -a. nu am drop oricum, eu sigur. Bă, dar văd că duce. Adică dă binișor ninja ăsta. Chiar nu mă așteptam să dea bine. Bine, n-avem colierul cu, cu colier de lacrimă, n-avem brățara plus 9, plus 4, că n -a, cum am zis, lăseam contul în fermecată să bată. Cu că mi-a să mo moare și vrăjitoarea asta, boda, da. Dar e rău, dau cu linia am protecție, mă. Fii atent, că nu, nu, reușesc să o scad mai mult, mă. Deci, să-mi bat da picioarele, dă uit. uite. De aici, a sus, nu mai, nu mai scade, tot se regenerează. Am apă bune, mă. Uite. Chiar nu pot să o duc, mă. Ești pe bune? Deci nu vine să cred, sincer. Chiar m-am lăsat, m lăsat mască treaba asta, că nu pot să o duc. Da. Deci dacă nu ai trăvire, sau? A, uite, mă, că într-un final am bătut-o. să mai stau și cu ea, mă. Hai să punem mânușa sus, să batem unul din asta să ne dea piatra. Văd că e un băiat aici, Ana. No, eu nu vreau să-l omor acum, eu o să-mi vădă treaba mea, mie din ăștia-mi trebă. și deci, cât de repede ne pică piatra aia. Normal ar trebui să ne pice destul de repede. Acum să vedem cât o să bat eu, așa că o să revin cu, cu piatra. O să revin cu piatra și o ducem direct la biolog. Bun, hai că am luat și piatra într-un final. Cred că am bătut vreo 2-3 minute, nici n-am bătut foarte mult. Bun, hai că mergem cu ea la biolog. Acum să vedem. Nici nu mai știu ce ne dădea. Cred că vitez de mișcare, dacă mă mi duc eu bine aminte. Chiar nu mai știu. Nu duc biologul zilnic, din păcate. Dar o să încerc să-l duc dub, dublu, doamne, pe ambele conturi, și pe sura și pe ninja. Facem și biologul. Aici o trebuie să ne punem pe citit, avem transformarea, trebuie limbile, calul, trebuie făcut, sunt o grămadă de lucruri de făcut. O să încerc să intru să le fac aproape, aproape zilnic dacă am chef, sincer să, să fiu, dar dacă nu am chef atunci nu-i o odată, dacă nu. O să băgăm vacere, o să luăm din alea de, de făcut calul rapid, cu ăla imediat și vedem ce, ce se alege. O se ducem piatra, acum după asta mergem la ăla din oraș. Și ne dă bonusul ăla de viteză de, de mișcare. Gata, am ajuns și la asta, Hai să vedem. Ne-a dat... Uh, a, ce e asta frate, cu ficatul de loc? Uh, viteză de mișcare, deci cum ziceam. Bun, o să pun, o să pun eu suvenire pe el și o să, o să duc, uh... pot să deschid asta? Nici critică, bine mă, mă așteptam și eu la un vrăjește, de că avem un vrăjește aici cu B, dar sunt cam mai cu B nu prea intră nimic din câte am văzut. Hai să citim și cartea asta, o și eșuat. a ah, uita mai aici, sub... de fapt nu, nu suvenire, blesteme, trebuie blesteme acum. a. Uh... Adevărul e că aș vrea să mă duc la un melei să văd dacă pot să-l fac în doi, doar cu ninja -o. bine, ninja cum ziceam, duce lipsă de multe chestii, o să trebuiască să fac o o eșarfă mai bună, pentru că asta asta e de pe, de pe sura, mai am una cu un arc cioară plus, plus, 8, am impresia, care are element gheață, dar și ăla e cam slab, deci ne-ar trebui un arc zodiac. Și s-au mai achiziționat încă două iteme, iteme care na, încă nu le-am achitat, dar că colierii cu 40 atac și brățarii cu 30 atac, astea sunt bune de Hidra, doar dacă o faci pe hit. Eu nu știu dacă pot să o fac pe hit încă pentru că eu fac cu, fac cu sura o transformat. Doar că o să încercăm să vedem ce și cum. În uh, rest, nimic foarte, foarte nou. Cam asta s-au făcut uh, în ultima perioadă. Uh, brățările ce le-am mai avut noi, aduse de pe temporar, s-au mai făcut plus. Uh, Asta e brățara cu 15 foc, am reușit să fac plus 8 după nu știu câte blessuri și asta e brățara cu 10 pătrundele. Din păcate nu are PV, eu bag destul de multe fuluri la Hydra, n-am de ce să mint. Uh, nu, nu reușesc să ajung până la 23 ca HP, ajung undeva pe la 21, asta e bag fuluri, nu e nicio problemă, pentru că de aia sunt făcute să fie folosite. talismanul de pe sura plus 10, cel de gheață de pe temporar, am reușit să-i schimb bonusele, am prins 25 gheață pe el. În rest, nimic, am asta e. În arcul de pe shop, ce l-ați văzut cu 41 medie care nu este al nostru, s mai da plusuri, din păcate nu a reușit, să s-o da și o fermecată. O să vă pun aici secvențele în care am dat plus în el și na, cu fermecata. Nu vreau să exagerez, dar a de foarte multe ori, nu știu care e faza, deci am băgat în el, nu și s-o dat și cu manual, s-o dat cu de toate și nu o mers mă nici cum. Eu am avut norocul la pumnalele mele că i-am dat cu zeu la plus 8 și nu mă așteptam să iasă pentru că zeu are 10% șansă și e foarte mic. Na, mă rog, am avut noroc. Atâta. Mă bucur că am reușit să le duc plus 8 și să nu mă chinui foarte mult. Uh, în viitor apropiat, ceea ce vrem să facem, să mai facem o, o de element plus o breaslă de melei. Uh, bănuiesc că aș duce cu ninja o să dea el în statui. Na, no, dacă îmi mai pun itemele cu atac, mai reușesc să pun pe pumnale un 6-7 bun. Uh, e asta nu are, nu are 6-7, dar o să încerc să fac iarăși un arc din la uh, Phoenix. Să bag și 6-7 pe și să vedem ce prindem și dacă prindem ceva bun, atunci posibil să punem pe eșarfă. Acum sunt curios, oare cât aș da uh, din hituri pe însura? Te dacă avem toată alchimia, mai avem puțin timp. Cred că dau pe hit, 800. Bine, într-adevăr, pe sura am destul pumnal, văd acolo 1900. Bă, na, bine, nu pot să compar Surau, pentru că Surau are alchimie mai bună, are, chiar are clară, are și niște pumnal pe el, plus na, armura, papucii și scutul care mai e de ninja, dar per total cred că dă, dă binișor, zic eu. Eu zic că, interesant oricum. O să văd ce se întâmplă și cu ninja asta, să sperăm că putem să ajungem să facem lei, că na, avem, avem uh, o datorie mare de a chitat undeva pe la 95 de von pentru itemele astea două, totuși sunt cu un valoare atac. Un video mai scurt, doar ca așa inform să vă spun că nu am murit și că nu m-am lăsat, doar că mi-a fost foarte lene să postez și să a fost foarte lene să postez și să filmez ceva. Acum să vedem ce se întâmplă în continuare. O să revin cu update-uri. O să trebuie. Uh, da. Stai așa, dacă tot stai aici, să merg să luăm un cufăr hidra, că trebuia să dăm cufărul hidra. Vreau să dăm cufărul Hydra la dragere. O să cumpăr cufărul Hydra și revin imediat de pe poștă și cu comentariile deja încărcate. E amuzant că acum cu, cumpăr Hydra, dar când am avut nu le-am nu le-am dat în tot. care cumpărăm atâtia. Bun, hai să vedem. O să iau două, o să vă dau două de data asta. Așa, cu trei deschideri. Bun, hai că revenim de la poștă cu... Cum îi zice? Cu... Cu exagere. Bun, hai să încărcăm și comentariile. Anything goes. Și hai să... No, comentarii. Bun, hai să vedem primul comentariu. Prima persoană care câștigă cu fără Hydra este uh, Dragonfly. Câștig eu pe următorul, cu siguranță. Într-adevăr, dragule, îl câștigi, dar nu ți-a lăsat numele de joc pentru că știu că tu nu joci metin. Dar următoarea persoană este Colease Andrei149. Merci de Rubin, l-am scos azi cu plăcere, dragule. Sper să te folosești de el, dar nu ți-a lăsat numele de joc aici. Așa că următorul comentariu este a lui Tuntuna. Știu că tu ai mai câștigat, mamă, dar tu castigi bine, mă. tu chiar, chiar ai noroc. Hai să verificăm, știu că merge. Extragere. Scriem direct extragere, un cufer cu 3 deschideri. Sper să ai noroc să stai să mai verificăm o dată. Sperăm să ai noroc, poate mai câștigi o magică. Sau nu, ceva o ieșarp acolo. Hai să avem încă un comentariu, este de la Zoom Zinel. El a mai câștigat, uh. Sper că așa era numele tău. Sper că e corect scris. Bun. Uh. Extragere, e încă un cufer Hydra. Uite la aici cu trei deschideri. Sper că am trimis cu Hydra și nu altceva, da? Mai verificăm o dată. Ăsta e bun. Bun, doar. Am atât cu clipul ăsta. Dacă vreți să câștigi un cu Hydra, știți ce aveți de făcut. Lăsați like la video, vă abonați la canal, numele de vostru de joc în comentarii și pe data viitoare o să vă dau un cu Hydra. O să revenim cu tot felul de update-uri, să vedem ce se mai întâmplă, ce și unde, când. O să mai băgăm și live-uri, pentru că cum v-am zis, nu am avut chef, mi fost lene, să vedem ce facem în continuare. Să sperăm că pentru următorul clip o să avem un buget ceva mai mare, dacă se mai dă ceva de pe shop, poate mai... nu trebuie să facem și armura asta, plus alte iteme și mai vedem noi, oricum vedem. Eu v am dus, dar, dragilor, vă pup, aveți grijă de voi și până data la viitoare. Vă las cu un cufar Hidra și să ne auzim cu bine și aveți grijă de voi.